Suma de 1.420.000 de lei, bani proveniți din fondul de rezervă bugetară al județului pe anul 2020, vor fi împărțiți către primăriile din județ pentru combaterea COVID-19 și susținerea persoanelor vulnerabile. Președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, afirmă că cei mai mulți bani vor merge către primăria municipiului Râmnicu-Sărat, 100.000 de lei. De asemenea, pentru orașele Pătârlagele și Nehoiu sunt alocați câte 30.000 de lei, iar pentru restul primăriilor câte 15.000 de lei. Proiectul de hotărâre, aprobat astăzi de consilierii județeni, a fost inițiat pentru a veni în sprijinul autorităților locale din județul Buzău, în actualul context al prevenirii și combaterii epidemiei COVID-19. Prin urmare, din fondul de rezervă bugetară al bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020, se repartizează suma de 1.420.000 de lei unităților administrativ-teritoriale din județul Buzău. Sumele repartizate pe unități administrativ-teritoriale vor fi utilizate de ordonatorii principali de credite numai în scopul prevenirii și combaterii COVID-19, inclusiv al susținerii persoanelor vulnerabile.